Decizia de revocare din funcția de președinte a partidului a lui Corneliu Vadim Tudor a fost luată sâmbătă în cadrul Consiliului Național al PRM. Tot atunci au fost numite noi foruri de conducere, cu excepția președintelui interimar, președintelui executiv și a secretarului general. Reprezentanții a 24 de filiale județene unite la îndemnul președintelui PRM Neamț Dumitru Badea au luat parte la întâlnirea care a însemnat sfârșitul lui Corneliu Vadim Tudor în fruntea PRM. Nu a fost o atmosferă tensionată, dar a fost o atmosferă de condamnare a atitudinii pe care acest domn președinte, fondator al Partidului România Mare, a avut-o de-a lungul timpului și mai ales în ultima perioadă de timp. Am făcut ceea ce trebuie făcut statutar. Am întâlnit acest Consiliu Național. El spune că nu este statutar. Eu zic că este statutar pentru că sunt foarte multe filiale care nu mai există, pur și simplu. Eu, trăind aici la Piatra Neam și fiind străin de ceea ce se întâmplă țară în partid, n-am știut, abia când am încercat să iau legătura cu filiale din țară, am constatat că vreo 10 filiale județene nu mai există. În 3 ani de zile a decapitat 21 de filiale. Vadim are meritele lui. Într-adevăr, este fondatorul partidului și o să-i scriu o scrisoare acum să rog să încerce să revină la gânduri mai bune în legătură cu partidul ăsta. N-a vrut nimeni să-l dea afară, dar el trebuia să înțeleagă că nu mai are loc în fruntea partidului, că nu n-a condus. Alegerile pentru desemnarea noului președinte al Partidului România Mare vor avea loc la jumătatea lunii iulie. O echipă formată din Dumitru Badea, Gheorghe Funar și Ioan Bâlda, ultimul dintre aceștia din București, are sarcina acum de a organiza evenimentul. La congres vom stabili noi cine va fi ales. Deocamdată n-am stabilit pe nimeni, n-am discutat cu nimeni. Nu e niciun puci, cum zice el, că organizăm noi ca să facem, sub cuvânt de onoare, că nu avem în intenție, la ora actuală, să punem pe cineva. Nici nu știm. Sunt discuții. Am vrea să punem niște tineri. Deși invitat, Corneliu Vadim Tudor nu a luat parte la întrunirea de sâmbătă, în replică acesta consideră demersul ca nestatutar, fapt contrazis de Dumitru Badea.